Kinder și ăsta-i peniso. Un copil de păcări, dacă mi-ai zice. Salutare! Și bine v-am regăsit la un nou challenge foarte delicios astăzi. Pentru că astăzi o să facem original versus copie. Mai exact, am cumpărat diferite produse de la diferite branduri, iar apoi am cumpărat alte produse care seamănă cu produsele originale. Acum nu știu cine de la cine s-a inspirat, dar totuși, cu siguranță știți aceste produse și am zis să le testăm. Ce vreau să mai stăm la discuții, să trecem direct la primul produs. Adică Pringles și Snack Day. Toată lumea cunoaște Pringles, dar nu știu cât de mult dintre voi cunoașteți Snack Day. Ei bine, vedeți că seamănă foarte bine aceste produse între ele. Ce se mănâncă cu Pringles, dar nu am mâncat niciodată. Și vreau să vedem cât de mult seamănă între ele. Vedeți că, în primul rând, ambalajul, cutia, seamănă destul de bine. Culoarea, desenele de pe el, faptul că scrie original. Și vedeți aici niște artificii. Iar aici la fel sunt niște artificii. Au, da, moment de satisfacție. Cele de la Pringles îmi plac foarte mult, pentru că sunt sărate. Îmi place că textura e puțin mai groasă față de alte chipsuri pe care eu le-am mai mâncat. Iar acum hai să le testăm pe cele de la Snack Day. Ok, văd că ambalajul se deschide de aici. Ok. Wow! Văd că diferă. Asta este pus într-o pungă și pe lângă asta cartonul ăsta e mult mai moale. O să crezi și sunt ambalate încă ce? Ah, sunt o cutie din asta de plastic. Forma este la fel cubată. De la Pringles sunt mai galbene. Exact, sunt mai galbene cele de la Pringles. Hai să vedem ce gust are de la Snack Day. Este aproape la fel de groasă ca cele de la Pringles. Nu sunt atât de pesate ca cele de la Pringles. Adică chiar sunt. Mi-a plăcut. Hai să le dau. La Pringles le dau nota 10. Iar la Snack Day vă le dau nota 8. Următoarele sunt Oreo și Neo. La mine rimează. Deci hai să vedem prima oară cele de la Oreo. Ok, vedeți că Oreo are mai multe sortimente. Ok, vreau să sunt mușchite. Mai știe gustul de la Oreo, îmi place foarte mult, nota 10. Hai să vedem acum la Neo. Nu ții minte, eu o să fiu încap vreodată de Neo. Sunt pachetate drăguț, ok. Și hai acum să și comparăm astea de la Oreo. Ia uitați-vă, Oreo e acesta și Neo. Vedeți că de la Neo sunt puțin mai mici. Dar tu vezi desenul de pe el. Da, și desenul, bă, e puțin diferit, dar totuși, bă. Se topește mai tare în gură decât cel de la Oreo. Oreo este puțin mai crânțenitor. Eu îi dau nota 7. Tu? 3. Nota 3? What? Biscuitul e amar. E amar? Păi de aia zic, e puțin mai dulce, dar parcă îți lasă după aia pe cinți un gust mai așa, mai amur în gură. Nu? Dar mie îmi place, nu e rău. Nota 7. Hai să trecem la următor. Următoarele sunt Kinder Bueno și Beniso Classic. Vedeți că seamănă destul de bine. La fel și ambalajele seamănă între ele, doar că ăsta este alb, ăsta este mai alb, albastru cu alb. Hai să vedem, bineînțeles, cel de la Kinder Bueno, originalul. Și hai să vedem următor. Wow! Dacă nu ai ști ce ambalaj are, e Kinder. Fiți atenți puțin, nu vine să cred. Ăsta e Kinder și ăsta e Beniso. Asta de la Beniso e mai gros, într-adevăr. N-am mâncat niciodată din ăsta. La fel și ăsta e cu alune. Hai să vedem. Dar pe un copil ai păcălit. Da, un copil ai păcălit, dacă le zice. N-am păcălit cu mult, chiar. E mai uscată. Da, ceva de genul. Puțin mai uscată. Așa că îi dau nota 6. Tu ce notă îi dai? 4. Nota 4 îi dă ea. Ok, hai să o notă. Următoare. Sunt tot de la Kinder și de la Milky Chocolate, Mr. Choc. Eu puteți să vă credeți bine seamănă, culorile se aseamănă, doar că asta nu prea are roșu, asta are roșu. Și forma la fel. Să... Da, tu ai văzut că au schimbat copilul de pe... Au schimbat copilul? Nu te cred că a schimbat copilul! Am să schimb copilul! Vai de capul meu! Ok, hai să vedem să gust asta mai întâi de la Kinder. M-am Și azi de la Mr. Choc.
De asta n-am mâncat-o niciodată. Hai că se aseamănă. Dar fii atent, pune-ți... Are jos aici roșu. Valuri. Da, în valuri și aici la fel e în valuri, mă. Ia uite. Nu? Iar mărimea e aproape la fel. Dar de fapt e la fel. Ciocolata arată așa, iar cea de la Kinder arată așa. Hai că nu e atât de asemănător asta. Wow! Dacă la ciocolată... Wow! Băi, nu e așa mare diferență, dar într-adevăr îmi place mai mult Kinder. Așa că la asta, ciocolata, parcă după ce o înghiți, la fel îți lasă un gust așa puțin înțepător pe limba mie, mi se pare. Așa că îi dau nota 6. Tu? Kinder 10. Da. Iar asta 3. Nota 3? A zice 2, dar hai 3. Ok. Gusturile nu se discută. Hai că trecem la nota. Următoarele sunt de la Hanuta și de la Care. Care? Dar vedeți că seamănă. Bineînțeles că eu am găsit un gang din acesta mare. Și de la Hanuta. Vedeți? Forma este la fel, pentru că este tot așa. O formă de pătrățică. Hanuta e făcută de Ferrero. Ah, da? Wow, e bună. Napoletana aia. De la Ferrero, de la Kinder. Mamă, bun, mereu de la. Hai să vedem pe asta, pentru că pe asta chiar că n-am mâncat niciodată. Napoletana seamă foarte mult. Punctele alea din mijloc, cred că salunele. Nu? Seamănă foarte tare. Băi, și mie, bun, ce tare seamănă. Deci asta seamănă foarte tare și la culoare. E mai soft, e mai moale. Nu atât de dulce cum asta de la Hanuta. La Hanuta îi dau nota 10. Iar la asta îi dau nota 9, nu? Ce note îi dai? Eu am dat 9 și 10. 9, wow, suntem de acord. Deci e foarte bună, vă recomand. Da, hai să treci la următoare. Următoarele sunt M&M's și Big Hit. Tot de la Mr. Choc. Hai să vedem. Deci toată lumea știe M&M's. Eu am mai mâncat și din acestea, dar niciodată să le compar. Bolinele miserioase de ciocolate. Hai să vedem cum arată. Bineînțeles, arată exact cum toată lumea știe. O să iau una. Ok. Ciocolată, îmbrită ciocolată. Și aia trebuie asta. Asta e de la M&M și asta e de la Big Hit. E puțin mai mare. E mai mare asta. Hai să vedem ce gust are. Surprinzător, se aseamănă foarte tare. Da, eu dacă aș mânca nu mi-aș da seama care e M&M și care e asta, sincer. Bă, ambele le-aș da nota 10. Mie îmi place doar varianta galbenă, dar de la amândouă. De la amândouă. Deci, de la amândouă îmi place varianta. Wow, deci 10 la amândouă, asta chiar nu știu. Așa că puteți să fraiereți pe cineva dacă îi dați și îi spuneți că e M&M. Hai să trecem la următoarea. Următoarele, Coca-Cola și Freeway Cola. Eu le-am mai bun pe ambele, dar niciodată una după alta sau parcă mai bun, dar nu mai țin minte să le compară atât de atent. Ok, hai să dăm prima oară Coca-Cola, moment de satisfacție. Oh, da. Și hai să deschidem și pe Freeway Cola. Sau nu, hai să vedem cum se aude deschizătura. S-a auzit un poc mai încet. Hai să vedem la cola original. Și hai să vedem Freeway Cola. Wow! Ambele au aceeași cantitate de acid în ele. De bule aceea care ți se sparg în gură. De gaz. Dar, într-adevăr, cola se cunoaște când e cola. Dar asta de la Freeway Cola, bă, nu știu cum să explic. E apă cu acid. Cum îți place mie? Cum îți place ție, da. Practic, Dia, de fiecare dată când își ia Coca-Cola, își pune cu apă minerală ca să se ducă în dulceața Coca-Colei, ceva de genul acesta. Îi place mai puțin să fie dulce. Iar la asta îi dau nota 6. Dar gustul de cola nu se simte atât de tare la asta. Așa că dacă vreți și partea a doua la acest challenge, scrieți în comentarii, apăsați butonul de like și bineînțeles să follow și pe Instagram să mai testăm diferite nebunii, că urmează niște click. Forță de tot! Exact ca pe vremuri, câte un nou episod la ora 2 după amiază. Sau 2.